râsesc. Am râs cu lacrimi. Bine, nu-mi dau seama cât de mult. Bine ai venit, bine, dragul meu. Bine, te-am regăsit. Te pup cu drag. Și eu la fel. Nu știu câtă lume în focul jocului să se asculte versul, pentru că tu întotdeauna ai niște cuvinte absolut bestiale. Ai grijă să le alegi într-un fel. Așa este, să știi. Chiar sunt foarte pretențios la texte. Da. Ținând cont că eu mi le fac. Și nu ajutat, cred. Ba da, textele și melodiile în proporție de 99% sunt creații proprii. Păi ești un mare poet. Și am un supervisor, cum să spun. Da. Soția mea. De asta, exact. Care de foarte multe ori când noaptea, că de regulă noaptea crezi, îi zic dimineața când suntem la cafea, uite, zic ce versuri am făcut. Ia citește-mi-le și mie. Ce banalitățile alea? Hai mă, lasă-mă în pace. Dar băi, nu se poate. Și nu stai avântul. Mamă, și eu mi-e da. Da, pune mintea la contribuție. Da. Sau îi cer părerea de foarte multe când e nervoasă. Atunci zice știu tot ce da. Și, băi, e un lucru extraordinar că iasă ce și mă și ajută. Are idei, deci să nu spui că exact. Numai doar zice nu, nu e dar... bine, dar cum, nu știu. Nu, asta nu, deja nu, e nervant. Mă și ajută, îmi dă idei și e un lucru foarte mare. Bun, așa, o scriem la UCMR. Ar trebui. Da, să ne întoarcem la copilăriile noastre. Doamne. Ne-am prins cumva alte vremuri, pentru că în momentul în care internetul a apărut și a mai stricat sau a adăugat, hai să o dăm așa ca să nu supără da, pe nimeni. Da, hai să zice că a adăugat. A adăugat niște obiceiuri, noi aveam deja, are și el părțile lui bune. Noi jucam elasticul. Da, coarda. La mine coardă, așa coarda. Așa. Mă, jucam gula. Asta nu știu. Nu știi cum este. Nu. Deci se fac două perechi, da. Patru într-o pereche și doi în cea de-a doua pereche. Deci pe echipe, patru. Pe echipe, da, prima echipă are, dar de fapt doi cu doi sunt, da. Dar sunt la linie doi, patru și în spate doi. La doi metri se face o gaură în pământ, da. Făceam o gaură în pământ și o linie, iar noi cu bețele stăteam la linie și el de aici, din spatele liniei, cu celălalt dădea mingea să o prindă ăla. Și tu cu bățul trebuia să o atingi. Dacă o loveai, trebuia să și ăla până fugea să o prindă. Cu colegul tău trebuia să te duci la mijloc să lovești bețele între ele. Baseball-ul e pistol cu apă. Dacă o atingeai doar și ălalalt o prindea și o băga în gaură, trecea invers, se schimbau rolurile. Dar era vreun joc pe care părinții nu prea vă lăsau să... Și totuși, voi tot îl jucați? Mă, nu. Știi ce? În ultima perioadă apăruseră cu cărțile din cutii de chibrite, dacă tu ai prins. Așa. Deci bietele cutii de chibrite se aruncau bețele continuu și făceam niște cartonașe din fețele lor cu pietre și de multe ori cu pietrele când dădeai e o întreagă tevatură. Riscam să ne lovim la picioare sau, și nu prea ne lăsa. Da, noi. Ei. Sau, de exemplu, jucam, să știi că la mine se juca nu știu bowling, draga mea. Nu bowling, lasă-mă, unde te jucai? La colț. Hai. La colț. De Paște la noi se adunau oamenii și făceau echipe, ei mai în vârstă cu treaba lor, ăștia tinerii cu treaba noastră. Și făceam o pistă de popice, la capăt acolo popice din salcâm, de regulă. De ce nimeni aveam o minge făcută tot așa din salcâm sau din măr mai dur, și rezistentă. Jucam acolo. Să știi că nu știu, dar povesteam cu cineva acum câteva zile și băi, zic, ce copilărie aveam. Mi-aduc aminte că biata mama, săraca de ea, ne chema seara la masă. Mai stau 5 minute, mai stau un pic. Știu că așa făceam tot. Acum, Constantin Enceanu, să știți că este un om extrem de adaptabil, pentru că inteligența e apanajul, adaptabilitatea e apanajul inteligenței, după părerea mea. Și atunci ce s-a gândit? De la jocurile vechi o să trecem la jocurile noi. Și este un fel de vlogger care are curajul să se ducă la vedete care nu prea apar pe la televizor și să le pună camera în față. Hai să intrăm într-un live. Imediat după pauză vorbim și despre asta. Vorbeam ceva mai devreme despre faptul că în momentul acesta Constantin Enceanu s-a transformat și în vlogger, pentru că astea sunt vremurile, acum trăim. Și lucrurile se întâmplă cam așa. Deci, presupune că stăm la concert, da? Da. Bun. Și eu sunt prin culise pe aici, mă frăsui pe lângă tine. Și tu cum faci? Că ai telefonul lângă tine. Eu sunt megastarul. Ia uite-mă. Poză, nu vă supărați, o poză. Vă cunosc. Da, știți. Poate să mă fac și eu cu mine asta. Vă rog, și cum faci? Da, știți.
Mulțumesc. Da, mulțumesc. Intri și în live. Da, intru, să știi. Și? Mă, n-am încotro. De ce? Haideți să spun, vrând nevrând vorba aia, vrei, nu vrei, ia Grigore, aghiazmă. N-am încotro. Copiii mei se ocupă oarecum de pagina. De pagina mea, într-o oarecare măsură, dar... Facebook, nu? Da, Facebook. Mă, cu Instagram-ul ăsta... A, e sfânt. Știu, mă, dar uite, vezi tu, eu de la țară nu prea... Are nimic, că ajungem noi și acolo. Da. Și mi-au zis, tati, uite, trebuie să faci live-uri, trebuie să comunici cu oamenii, da. Pentru că... Și la început mi-a fost un pic greu. Acum mi se pare atât de ușor. Ci trec că timpul nu-mi permite și recunosc că nu intru pe cât și-ar dori oamenii. Da. Am aproape 600.000 de prieteni. 600.000 wow, minunat! Da. Minunat. E un lucru extraordinar. Și mai ales când vezi reacțiile lor în momentul când intri în live și când le spui că sunt cu tare, de curând acum am fost la Pudna și am făcut un live de acolo. Oamenii sunt dornici. Sigur. Sunt dornici să vadă ce faci, pe unde mai ești, cum ești. Și să le pun și melodii, pentru că doresc să asculte, asculte și melodii. Dacă deci... le-ai pune tu oamenilor cum e că joci fotbal cu nepotul, tu de-o parte, nepoata cu nevasta pe partea elaltă, pe 35 de grade. Teo, deci dacă ne-ai filma, ai zice, săra cu încea, nu, a luat-o ras, da, rău, de tot. Copilul din noi nu mare. Deci, crede-mă, câteodată mă bucur, da, știi, eu mi-am mai făcut și operație la picior. Vorba aia și de dragoste, nu dor. Așa. De dragoste, duc dor, știi cum e vorba. Da, da, da. Dar n-ai ce să te faci. Ăsta micul de vreo lună, jumate, două luni, s-a dus la fotbal. Domnule, e nebunit. Și când vine seara, Bunelu, hai să jucăm fotbal. Băi, câteodată m-am timp și răbdare, dacă și nervi, că nas, zile și zile. Te rog să mă crezi, facem echipă. Sofie, sora lui mai mare, cu bunii și eu cu el. Deci dacă ne-ai filmat, zice săracii de ei, Doamne, ce rău au ajuns. Și cât timp faceți asta? Nu, seara, eu știu, jumătate de oră, nu așa. Facem și pe reprize. Pauză, stai un pic, nu e chiar așa. Dar, știi ce? Sunt extraordinar de bucuros că pot să fiu alături de ei și sunt bucuros că în vacanță vor să vină la bunii și la bunelul. Facem tot posibilul, cel puțin soția mea tot așa, e nebunită să le facă toate plăcerile, să se simtă bine. Și după aia să duc acasă la părinți, care părinți nu mai au atâta răbdare și atâta timp cu bunelul și mamica. Acum, pentru prima dată am auzit, nu vrem să rămânem la filial, noi mai vrem să rămânem. Că ei de regulă când vorbeau cu mami și cu tati, vino și ea să ne aducă bunelul la Craiova. Dar acum, spre surprinderea noastră, și-au dorit să rămână. Bunii doarme cu Sofie, eu dorm cu Alex. Alex până acum nu vrea să doarmă cu mine, vrea numai cu bunii. El a fost mămos de mic, cu mamei. Da, uite că s-a... Și da, s-a maturizat, are 7 ani și nu-ți imaginezi, Teo, câtă bucurie în sufletul meu că mă trezesc noaptea lângă el și îl văd, îl pup pe mânuțe, pe piciorușe și îmi dau lacrimile de bucurie. Cred, pe cuvânt. Cred. Prin el retrăiesc anii copilării și noi n-am fost atât de răsfățați și de mândriați. Așa, și nici nu prea ne pupau. Nu. Răsfăț copilul pe mine, tata. Niciodată. Și zicea bunicul, nu trebuie să pup copilul că se răsfață. Da, da, da. De ce trebuie să-l pup dacă stai numai în somn? Nu mai sunt vremurile alea și cumva pentru ăștia mici e mai bine așa. Învățăm. Deci la mine, când sunt aici, televizorul merge numai pe YouTube, merge numai pe desene, da? Mai nou pe... Scrambler sau cum zice, mă, hai că nu le știi nici tu. Nici de unde Dumnezeu să le știu? Sau, de exemplu, Bunelu, vrei să faci comandă la ceva? Dai să-ți arăt eu. Păi nu, ai bani pe card? Deci pe mine m-au disperat. Cum știu să facă online și are 7 ani. Sofia are 10. Dar m-au surprins cât de inteligenți sunt și cât de... Dar, cum le povesteam noi, de exemplu, mă, voi nu știi jocurile alea noastre din copilărie. Apropo de ce spuneai tu, hai să jucăm card. Țântar, cum se zice. Hai să ne jucăm. La mine iar se juca, de exemplu, bibicica. Făceam din nuielușe, din salcâm, subțiri și tot așa, care dă mai departe, dădeam cu ea în pământ și care se duce mai departe. Și făceam întrecere. Nu știu cum spuneam, mama se ruga să venim acasă de atâtea ori. Deci era un scam. Acum, mă, decât să-i vezi că îi pui la alergașele astea, parcă e o crimă. Invers, așa e, e invers. Telefonul, televizorul. Dar să revenim la lucruri mai frumoase și pe care tot tu ni le-ai oferit, niște imagini cu Nicolae Furduiancu, pe care eu una îl văd prea rar. Prea rar pentru gustul meu. Iar în combinația asta, sunteți absolut minunați. Dacă nu era Constantin Enceanu care să facă live-urile alea memorabile, apoi cine mai vedea imaginile pe care acum le urmărim?
vreau să vă fac un like, să vedeți cum e atmosfera. Prezentatoarea! Hey, Iuliana! Bună seara! Iuliana. Bună seara! Am dat drumul la un live. Ce atmosferă la Sala Palatului aici? Cum doar la Sala Palatului, știi foarte bine. Așa este. Am și pe maestru Furtuiancu. Maestre, două vorbe aici pentru... Două vorbe. Da. Și o glumă. Da, ne bucurăm. Ne bucurăm că suntem alături de juni, pentru că junii sunt junii României, adică cei mai buni din România. Iată aici să-l pregătesc în culise dansatorii. Dansatorii. Bună seara! Sunt dansatorii, fac încălzire. Haideți că să merg și în aici la cabine, pentru că am colegi dragi care se pregătesc să intre în scenă. Bună seara! Bună seara! Vă salutăm! Deci haideți să începem cu voi, nu mă, cu voi tineri, ăștia, cu ăsta! Ia uite cu aici. Să nu trezești să ne faci babe și moșcă. Hai să ne vedem așa frumos. Astăzi ne vedem. Cornelia și Lupu. Și Lupu Red. Vă pupăm, vă îndrăgim, vă iubim. Și noi pe voi, lupilor. Știi ce mă gândeam în timp ce urmăream imaginile astea? Absolut toți colegii au câte un cuvânt frumos de zis despre tine. Și de când te știu eu pe scenă, tot așa. Enceanu, ce om extraordinar. Enceanu, cum sare el în ajutorul fiecăruia. Cred că asta vine din cei 7 ani de acasă. Da, să știi, am o relație foarte bună cu toți colegii mei. Și de fiecare dată, dacă mi-au cerut ajutorul, cu drag l-am oferit. N-am fost niciodată invidios pe nimeni, să știi. E, nici n-aveai motiv. Deci, sunt invidios, sunt pe mine. Da. De multe ori, auzi, bine, dar ție nu te ciudă, nu mi-e ciudă pe mine că nu mă duce capul. De ce să-mi fie necas pe tine că te descurci teo, că te aduci? Nu, pe mine, că nu m-a dus capul. Cu ce să te devină, că tu ești isteață. Nu, și întotdeauna așa am mers pe premiza asta. Nu-i de vină el. Mm-hmm. Eu sunt de vină, da, că nu mă gândesc ce pot să fac. Și atunci am încercat de fiecare dată să gândesc pentru mine, să ajung. Și dacă am ajuns unde am ajuns, să știi că am ajuns pentru că am gândit tot timpul pozitiv, tot timpul am gândit și am întins la perfecțiune, da, chiar dacă ea nu se realizează niciodată. Dar dacă tindem acolo, măcar un pas tot l-am, da, făcut. Da, dar un pas contează foarte mult. De ce să nu visăm până la urmă? Asta se întreabă Constantin Enceanu.